Cuvântul cheie al acestei pandemii cred că este dor. Atunci când am stat închiși în casă, nu ne-am văzut părinții, nu ne-am văzut prietenii, nu ne-am văzut publicul, nu am văzut scena. Copiii noștri nu au văzut școala, nu s-au întâlnit cu colegilor de școală, nu s-au întâlnit cu prietenilor. Cred că peste pandemie putem trece într-un singur mod, cu iubire. Chiar dacă fiecare dintre noi are o teamă atunci când se vede cu celălalt, chiar dacă fiecare dintre noi se gândește unde, cu cine, dacă e bine, dacă se poate, dacă nu se poate, trebuie să rămânem întregi la minte, trebuie să avem credința că Bunul Dumnezeu o să ne lumineze calea și o să ne treacă de această perioadă. Iar noi trebuie să înțelegem că dacă nu funcționăm într-o formă unitară, va fi foarte greu să trecem. Ceea ce poți face pentru tine astăzi, poți face și pentru celălalt. Așa că, dacă vreți mai multe detalii despre ceea ce puteți să faceți, spuneți oful pe site-ul UNICEF.